La Giurgiu, ajunul Crăciunului a sosit cu un dar util pentru o parte a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean. Spațiul în care funcționează, din 24 decembrie, biroul teritorial al Sindicatului Național al Agenților de Poliție. La inaugurarea biroului a fost prezent și liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție. Astăzi vorbim despre 15.000 de, în jur de 15.000 de polițiști sindicat. Mai avem doar câteva județe unde nu avem structuri teritoriale, dar nici nu ne grăbim să le facem, pentru că deja acum ne roagă oamenii să mergem la ei și să facem birou teritorial. Sindicatul Giurgiuvean al Agenților de Poliție numără deja circa 350 de membri, care se bucură că la 2 ani de la înființarea sa beneficiază de un spațiu unde să-și desfășoare activitatea. Președintele sindicaliștilor giurgiuveni a mulțumit celor care au făcut posibil evenimentul de astăzi. Vreau să mulțumesc atât organizației centrale a Sindicatului Agenților de Poliție, cât și domnului inspector șef și conducerii IPJ-ului, cât și a Poliției Municipale Giurgiu, întrucât au fost alături de noi și ne-au înțeles în toate demersurile care noi le-am avut. Mulțumim și oamenilor că ne-au înțeles și au fost aproape de noi atunci când am solicitat ca să ne câștigăm aceste drepturi. Prezent de asemenea la inaugurarea biroului teritorial Giurgiu al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, Vasile Tache, a apreciat că odată cu înființarea la nivel național a sindicatului, cu 6 ani în urmă, statutul polițistului român este unul deosebit și superior în comparație cu acela de la începutul anilor 90. Vasile Tache a mai apreciat, în plus, că în ajun de Crăciun, darul primit de polițiștii giurgiuveni este unul binevenit.